Eu îmi doresc spectatorii să vină la meci și să vadă spectacol și să încurajeze echipa, să aibă răbdare. Cred că și acea nebunie cu pariurile astea sportive, cu diferențe de gol, asta cel puțin am simțit-o la meciul cu Bistrița. Eu mi-aș fi dorit să câștigăm un gol diferență, să luăm 3 puncte. Da? Cred că mulți au avut bilete, tot felul de bilete jucate și exprimă nemulțumirea. Ustai a simțit mania pariurilor pe propria piele. Acum îi roagă pe fan să fie alături de echipă, indiferent de biletul mizat la casele de pariuri. Motivul? Ca și suportă trebuie să fie alături de echipă, pentru că suntem aproape, mai avem câte 20 și ceva de zile și putem să avem o mare performanță, să-mi zic cea mai mare. Pandurii atacă viitorul din Constanța tot cu Matulevicius. Lituanianul a fost protagonistul a două ratări jenante contra Stelei, dar rămâne opțiunea numărul 1 a lui Pustai. A fost foarte mare, iar execuția a fost destul de hilară. Este bine ca atacantul să nu se sperie de ratările pe care le are și să vină în continuare cu dorința aceea de a înscrie. Meciul dintre Pandurii și Viitorul se joacă în această seară de la ora 21:30. Tichetele s-au pus în vânzare de dimineață și costă între 5 și 15 lei.